Salut și bine ați venit la Dor Director. Înainte să începem, dați-mi voie să vă spun și eu un Crăciun fericit tuturor. Astăzi, fiind ziua de Crăciun, vom face un review la o carte specială, și anume invenția lui Hugo Carbert de Bryan Selznick. Aceasta, aici e ediția de la editura Cone, și care are undeva în jur de 533 de pagini, exact cum a avut și cartea originală care a fost publicată în limba originală, și are și o supracopertă, după cum bine vedeți, exact păstrând desenele originale, ca și cele din interiorul cărții. Este foarte interesant, după cum bine vedeți. Aceasta e cartea efectivă, cu perzi negre. Și o să spunem că, bun, 533 de pagini pentru carte de copii e cam mult. Nu e, pentru că și inițial când a fost întrebat autorul despre carte și a încercat să o categorisească, a spus, doamne, nu e nicio rudelă grafică, nicio carte cu poze, nu e nici un roman, ceva combinație între toate cele trei. Și avem, o să vă arăt și câteva din imagini din parcursul acestei cărți, unde avem o combinație între imagini și text. Dar textul este, după cum bine vedeți, destul de puțin. Noi avem de-a face cu un text mare. Oricum, literele sunt destul de mare, spațiul destul de bărișor, așa că se poate citi foarte ușor. Dar hai să vă zic câteva chestii despre ce se întâmplă în această carte. Dacă vreau să petrece undeva după al doilea război mondial, adică perioada interbelică. Și aveam de-a face cu eroul nostru, Hugo, care este un tânăr, un dar special, acela de a repara. El repară cam orice, special este foarte bun la repara ceasă. Și după ce împreună cu tatăl său a lucrat la ceea ce se numește automata, și anume un fel de robot, mă rog, pentru vremurile alea destul de avansat, acesta moare într-un incendiu la muzeul unde lucra. Și tânărul Hugo este trimis să lucrească cu unchiul său, care se ocupa cu mentenanța la ceasurile dintr-o gară. Problema e că și unchiul său, având patima băuturii cele din urmă, deci moare, și iar Hugo rămâne singur să se ocupe de ceasul. Pentru a nu fi trimis la un orfelinat, alege să stea clandestin în gară și să se ocupe de ceasul. Și vă mai arăt fotografii în timp ce vorbesc. Și deoarece el se ocupă de aceste ceasuri ca să funcționeze corect, el mai trebuie piese. Piese pe care le fură de la un vânzător de jucării care se afla prin gară, și acesta este prins în cele din urmă, iar acesta ia carnetul de notiții și sculele. Și după ce Hugo se roagă de el să îi înapoieze respectivele notiții, mă rog, până în cele din urmă este refuzată, o întâlnește pe tânăra Isabel, care este fata respectivului vânzător. Se întâlnește și cu unul din prietenii fetei, prieten, care era pașnic la un cinematograf și care introduc în miraculoasa lume a cinematografului. Cele din urmă reușesc să... Uitați aici cheia de la gâtul fetei. Hugo obține respectiva cheie și observă că dacă o conectează la respectivul automat, acesta începe să deseneze. Și în partea, pentru că e împărțită în două părți, la sfârșitul primei părți, aflăm și ceea ce era acesta programat să deseneze, poate una din cele mai cunoscute imagini ale lumii cinematografice, și anume luna cu un glonț în ochi, sau nu știu dacă bine să-i spun glonț, în contul la vietă, efectiv. Dar mă rog, așa cum a fost ea inițial gândită. Și în cea de-a doua parte, lucrurile încep să devină un pic mai serioase și se transformă într-o poveste de copii, într-o poveste în care învățăm un pic despre istoria cinematografului și despre unul din cei mai cunoscuți oameni din cinematografie, și anume Georges Méliès, sper că i-am pronunțat bine numele, care
este persoana care, pe lângă faptul că a filmat filmul acesta, pe care trebuie să vă mai spun că e ecranizarea lui Jules Verne, nu cred, și are multe filme făcute în perioada aia, multe din ele distruse, dar pentru cei ce sunt interesați de opera acestei persoane pot foarte bine să intre pe internet și să afle, pentru că el este una din persoanele care a influențat cinematografia așa cum o știm noi astăzi. De asemenea, Automata, și anume acesta este Automata, este iarăși o piesă de istorie și sunt niște, hai să le zicem, roboți inventați cu mult înainte și ei erau gândiți să facă un lucru și anume un singur lucru. Dacă veți căuta și veți interesa, veți vedea la un moment dat că erau unii care jucau șah, unii care făceau calcule și așa mai departe. Sunt poate predecesorii roboților de astăzi, așa cum îi știm noi, al calculatoarelor și așa mai departe. Numai că erau mecanici, nu aveau încă inteligența artificială. Cartea e o carte care se citește extraordinar de ușor, e plină de imagini foarte frumoase și pe lângă faptul că ne spune o poveste interesantă, ne spune și o poveste parțial reală și inspirată cumva cu elemente reale, lucru care este extraordinar, cel puțin în prisma mea de a privi respectiva carte, și mi-a plăcut extraordinar de mult, a citit-o foarte ușor. Se citește ușor de altfel și este extraordinar, imaginele sunt foarte, foarte frumoase și pur și simplu rămâi vrăjit privind paginile și desenele acestei cărți. Povestea este interesantă, pentru cei ce nu știu este deja și o ecranizată făcută de Scorsese și lucruri foarte frumoase veți găsi în această carte. Asta fiind zise, vă urez un Crăciun fericit în continuare. Uitați că la sfârșitul anului avea un top 5 cărți din 2016 cărora le-am făcut review și voi încerca să le clasific într-un top 5. Până atunci vă urez o zi bună, la revedere, Crăciun fericit și nu uitați să rămâneți dornici de lectură.